pe nicmielul care a fost junghiat să primească toată lauda, toată gloria, toată cinstea, toată onoarea. Ne apropiem de cina Domnului, dar aș vrea să continui mesajul care l-am început în seara de 31 decembrie despre cina Domnului sau la cina Domnului și anume sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos, Iisus, odată pentru totdeauna. Sfințiți prin jertfirea trupului lui Hristos Iisus, odată pentru totdeauna. Cina Domnului, teologii au luat și au numit-o unul din cele mai sfinte, cele mai importante sacramente ale bisericii. Eu respect ce au stabilit teologii, noi nu desfințăm sacramentele bisericii, eu nu desfințez sacramentele bisericii, dar vreau să aduc o lumină proaspătă a Sfintelor Scripturi, aceea ce noi celebrăm la cina Domnului. Este vestea bună a Domnului Iisus Hristos. În centrul cinei Domnului nu este omul. Deci în centrul cinei Domnului este persoana Domnului Iisus, fiindcă Domnul Iisus a spus așa, voi de câte ori frângeți pâinea aceasta și luați paharul acesta, o faceți în amintirea morții mele, deci în amintirea morții Domnului Iisus. Deci în centrul cinei Domnului este persoana, este lucrarea, este jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să citim pasaje paralele ca să facem o diferență între jertfele vechi testamentale și jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos care aparține sau este în nou legământ. Și să vedem diferența și să ne bucurăm de comorile inexprimabile ale Sfintelor Scripturii, ale noului legământ. În vechiul legământ s-aduceau jertfe și jertfele acestea din noul legământ erau o umbră a lucrurilor viitoare. Evrei capitolul 10, versetul 2 la versetul 4. S-aduceau în fiecare an. Și aici scriitorul epistolei către evrei spune, altfel n-ar fi jetat ele oare să fie adusă, dacă cei ce le aduceau erau curățiți odată, le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Sublineați în Biblia dumneavoastră cunoștință de păcate sau conștiința încărcată cu păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Biblia vine și spune, înnoirea păcatelor se făcea atunci din an în an. Prin aceste jertfe. Versetul 4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Iudit, pregătește BTF-ul, traducerea fidelă, Evrei capitolul 10, versetul 2 la 4. Altfel n-ar fi încetat ele să fie oferite, pentru că închinătorii trebuiau să nu mai aibă conștiința păcatelor odată curățit. Totuși, sacrificiile acelea este o reamintire a păcatelor în fiecare an, fiindcă este imposibil ca sângele taurilor și al țapilor să înlăture păcatele. Ai putea pune și BVA-ul, traducerea actualizată, da? Dacă legea mozaică ar fi reușit să facă oamenii perfecți prin acele sacrificii, ei ar fi renunțat la această practică, pentru că nu ar mai fi simțit nicio condamnare din partea conștiințelor. Dar aceste sacrificii le amintesc despre păcate în fiecare an, pentru că este imposibil ca sângele obținut prin, prin sacrificarea taurilor și a țapilor să le șteargă păcatele. Mai este iar în un pasaj, aș vrea să vă citesc, nu știu dacă tu ai și Bebiaua, traducerea Bartolomeu Anania, dar aș vrea să o citesc și pe aceasta. Altfel n-ar fi încetat erioare să mai fie adusă, de vreme ce odată curățit ce se sujesc, n-ar mai avea nicio conștiință a păcatelor. Din potrivă,
prin el în fiecare an se face amintirea păcatelor și aceasta pentru că e cu neputință ca sângele de taur și de țap să înlăture păcatul. Am citit mai multe traduceri ca să putem să vedem din Sfintele Scripturi că și Duhul Sfânt mărturisește, fiindcă Duhul Sfânt a inspirat Sfintele Scripturi în mod plenar. Când vechiul regământ s-aducea aminte de păcate în fiecare an, de fiecare an, de fiecare an. Când aduceau jertfe, ele nu puteau să curăță, doar nu puteau să le șteargă. Le acopiau. Și aceasta este o imagine ștearsă a ceea ce trebuia să vină, Domnul Iisus. Deci motivul menționat este în versetul 4 din Evrei capitolul 10, căci este cu neputință ca sângele tau și al țapelor să șteargă păcatele. Prin contrast cu jertfele din Vechiul Testament, prin jertfirea lui Iisus Hristos, noi am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Evrei capitolul 10 cu versetul 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Pune și bebeaua, te rog. Tot Evrei 10 cu 10. Îmi place să ne uităm la mai multe traduceri în limba română. Acea dorință a lui Dumnezeu se referea la sacrificiul fizic al lui Hristos prin care am fost sfințit. Corpul lui a fost sacrificat o singură dată și definitiv. Slăvit să fie numele lui. Duhul Sfânt vorbește despre valoarea eternă, veșnică a răscumpărării noastre. Vom citi doar Sfintele Scripturi. Evrei capitolul 10, de la 14 la 17. Sângele Domnului Iisus are valoare veșnică, eternă, nu numai pe pământ, toată veșnicia. Sângele taurilor și al țapilor și al vechiului legământ aveau o valoare efemeră, trecătoare. Deja s-a încheiat. Aduceai jertfa astăzi și cum ai adus jertfa și ai junghiat animalul și ai stropit cu sânge la picioarele altarului sau s-au făcut ritualul care trebuia făcut, odată ce jertfa a fost adusă, totul era la timpul trecut. N-avea valoare eternă, n-avea nici măcar valoare anuală. Pe când în comparație cu sângele din vechiul legământ și cu jertfele din vechiul legământ, sângele Domnului Iisus Hristos are valoare eternă, veșnică, slăvit să fie numele Lui. Și Evrei capitolul 10, versetul 14 spune așa, căci pentru o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Pentru totdeauna. Etern. Lucrul acesta, versetul, care e lucrul acesta? Hai să stăm de vorbă. Care e lucrul acesta? Ne uităm în context. Care e lucrul acesta? Care? Dragilor, care e lucrul acesta îl adeverește și Duhul Sfânt? Versetul 14. Haideți să vă ajut. Lucrul acesta, că și pentru o singură jertfă El a făcut de săvârșit, versetul 14. Ăsta e lucrul pe care îl mărturisește Duhul Sfânt. Lucrul acesta, spune, îl adeverește și Duhul Sfânt, care, versetul 14, căci pentru o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și deci lucrul acesta, versetul 15, ne-l adeverește și Duhul Sfânt. Nu conciliile ecumenice. Respect în conciliile ecumenice. Eu spun crezul de la Niceea. Îl folosesc, îl spun, cred într-un Dumnezeu Tatăl. Nu confesiunea arată sau validează jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt mărturisește
Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mărturisește și mărturia Duhului este adevărată. Duhul Sfânt a mărturisit despre Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Mărturia Duhului este adevărată. Duhul, lucrul acesta ne-l adeverește. Aș vrea să mă citesc încă o dată ca să ne rămână întipărit în inima noastră. Duhul Sfânt știe ce face. Ia cuvântul și îl pune în minte și îl scrie în inimă. În altă parte spune, îl pune în inimă și îl scrie în minte. Să ne rămână pentru totdeauna întipărit în mintea noastră, în inima noastră. Lucrul acesta îl adeverește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mărturisește, căci, versetul 14, căci pentru o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfintiți. Gândește-te numai la lucrul acesta. Auzi, primește lucrul acesta și e suficient. Eu mă rog, Domnul, ca Apostolul Pavel să roagă în Efeseni 1:17 pentru acel duh de descoperire, de revelație. Pavel nu se roagă ca biserica să cunoască constelațiile, să aibă IQ nu știu cât. Pavel se roagă prin Duhul Sfânt ca biserica să cunoască doar un singur lucru. Lucrare pe care a desfășurat-o Tatăl prin Hristos Domnul. Și biserica are nevoie de această descoperire. Eu mă rog în mod personal pentru mine și mă rog pentru fiecare dintre voi ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii inimii noastre să putem să cunoaștem lucrarea pe care Dumnezeu Tatăl a desfășurat-o prin Domnul Iisus Hristos la cruce. Căci pentru o singură jertfă El a făcut desăvârșiți odată pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Deci, citim mai departe. Versetul 16, Evrei 10, da? Iată legământul. Ce mărturisește Duhul Sfânt? După ce a zis, iată legământul pe care voi face cu ei după ce le zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă și nu vă mai aduce aminte de păcatele, nici de fără de legile lor. Dragilor, jertfa Domnului Iisus Hristos mărturisește despre neprihănirea noastră. Jertfele vechi testamentare vorbeau despre păcatul lor, iar au aducere aminte a păcatului, a vinovăției. Iar jertfa Domnului Iisus Hristos nu vorbește despre condamnare a noastră. Nu vorbește despre păcatele noastre, ci jertfa Domnului Iisus Hristos mărturisește despre neprihănirea noastră, despre sfințirea noastră. Și uitați ce spune. Dacă jertfele vechi testamentale în fiecare an era înnoite păcatele, era înnoită vinovăția și condamnarea, în pasajul acesta vine și spune, adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte. Niciodată. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legele lor. Eu cred în mod literar ce scrie în Sfintele Scripturi, fără să mai adaug nimic și fără să mai scot nimic la ceea ce mărturisește Duhul Sfânt despre jertfirea trupului de Iisus Hristos odată pentru totdeauna. În Evrei 10, capitolul 4, spune că ce este cu neputință ca sângele tău și al țapilor să-și șteargă păcatul. Sângele taurilor și al țapilor și sângele din Vechiul Testament n-aveau nicio putere, dar sângele Domnului Iisus Hristos are puterea aceasta ca să curățească și cugetul, să curățească și subconștientul, să curățească duhul, să curățească și trupul. Ființa completă, trup, suflet și duh. Și la cina Domnului noi vestim moartea Domnului până va veni El, adică noi vestim jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna prin care am fost sfințiți. Evrei 10:14. Profețiile mesianice din Isaia 53 și Isaia 61 vesteau anul de îndurare al lui Dumnezeu. În Isaia 53 este scris că el va purta, el a purtat în trupul său pe lemn, în egală măsură, păcatele, nelegiuirile, falimentele, greșelile, s-a făcut blestem pentru noi, galateni, și ca noi să fim eliberați, și am fost eliberați de blestemul legii, El a purtat în egală măsură bolile, neputințele, suferințele. Isaia 61 se ocupă de partea emoțională. Să dau celor întristați din Sion o cunună împărătească, în loc de cenușă o cunună împărătească, un undelem de bucurie în locul unui duh mărnit, în loc, o mante de laudă, ca să fie numit ce? Terebința în neprihănire, un sad al Domnului. Aceasta este lucrarea. Și Domnul Iisus când a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea,
s-au împlinit cuvintele acestea prin el. Și noi, la cina Domnului, pur și simplu vestim lucrarea desăvârșită și terminată a Domnului Iisus Hristos pe cruce. Aș vrea să mă citesc chiar ceva, Evrei capitolul 9, de la 8 la 14, nu-l citesc tot. Dar uitați-vă, în versetul 9 spune așa, dar haideți să citesc repede fără să comentez. Prin așa Duhul Sfânt arăta, Evrei capitolul 9, versetul 8, prin așa Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul prea sfânt nu era încă deschis, câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Așa era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Subliniați, desăvârșirea cerută de cugetul lui. Desăvârșirea cerută de cugetul tău. Fiindcă este o tânjire în fiecare suflet pe care nu poate da decât numai harul lui Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus. Ele sunt doar niște porunci omenești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și ferite spălători până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este de ziderea aceasta. A intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat-o. Spunem cu toți, răscumpărare veșnică. Răscumpărare veșnică. Răscumpărare veșnică. Eu îi respect pe predicatorii care predică răscumpărare temporală. Dar răscumpărarea scrisă în Sfintele Scripturi este răscumpărare veșnică și o răscumpărare aceasta, vestea aceasta bună, vă aduc pe iubită biserică. Căci dacă, versetul 13, că dacă sângele tău și al țapilor și șenușa unei vași stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic, s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Ce va face? Vă va curăți cugetul de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Evrei 4:12. Este mai tăitor ca o șabie cu două tăiușuri pătunde până acolo că desparte sufletul și Duhul măduva și încheieturile. Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu, judecă simțirile și gândurile inimii. Ce n-au putut face psihologii niciodată? Acolo Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, lucrează și vreau să vă spun, jertfa Domnului Iisus Hristos și harul lui Dumnezeu, harul lui Iisus, e suficient ca să lucreze la cuget, ca să nu mai ai nicio conștiință de păcate și doar să trăiești în conștiința neprihănirii și a răscumpărării veșnice. Vă zice cineva, bine, frate Ilie, acum, dacă cineva trăiește cu conștiența neprihănirii și a răscumpărării veșnice, poate să trăiască în păcat? Pot să vă spun că păcatul și harul sunt incompatibile. Nu sunt împreună. Ați fost izbăviți de păcat prin ce? Prin harul lui Dumnezeu. Trăirea în păcat înseamnă că ai ieșit din har. Trăirea prin har și umblarea prin har este umblarea în neprihănirea veșnică pe care Dumnezeu te-a îmbrăcat. Simplu. Prin jertfirea Domnului Iisus Hristos la cruce avem iertarea tuturor păcatelor. Trecute, prezente și cele viitoare. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. E 1 Ioan 1:7. Vreau să-ți spun vestea cea bună. În secunda următoare, sau în ceasul următor, sau mâine, tu vei păcătui. Dar vestea bună este aceasta. Sângele lui Iisus Hristos și mâine, și astăzi, și ieri, te spală și te curățește de orice păcat. Știu că unii nu pot să primească cu
cuvântul acesta. Dar cei care nu pot să primească, vreau să vă dau vestea cea mai puțin bună. Dumnezeu l-a scos pe om din ecuația mântuirii și a spălării de păcate. Nimeni nu poate să dea nimic în schimbul răscumpărării sufletului său. Dacă cineva crede că el mâine pentru orice greșeală poate să-și o rezolve singur, e o succes, dar când vei obosi și nu vei mai putea, am veste cea mai bună. Când vii la El, Domnul Iisus spune, veniți la mine tot ce-i trudiți în povoia și eu vă voi da. Deci, răscumpărarea este veșnică. Asta nu înseamnă că mâine să păcătuiești. Dacă cineva își planifică mâine să păcătuiască, păi de ce nu păcătuiești azi? Auzi, nimeni dintre voi nu își planifică să păcătuiască. Nimeni. Nimeni. Dar vreau să vă spun, răscumpărarea lui este veșnică și mâine, și poi mâine. Cele mai grele momente pentru oameni ca un duhovnic sunt ultimul sfert de oră din viață. Când diavolul vine și îi aduce în fața oamenilor ca într-o peliculă tot trecutul lui murdar. Vreau să spun, du-te în viață cu adevărul Sfintelor Scripturi. Când diavolul vine și îți aduce în față pe pericolă tot trecutul tău murdar, fiindcă el este și părâșul și acuzatorul, tu vino înaintea lui cu sângele Domnului Iisus Hristos și cu jertfa de răscumpărare care este veșnică și să poți termina alergarea în glorie, în bucurie. Rețineți! Putem mărturisi un cuget curat. Noi la cina Domnului venim nu având condamnare și având un cuget curat. Nu numai la cina Domnului. Nu numai la botez. Unii folosesc cuvântul acesta din 1 Petru 3, 21-22 la botez. Da, dar un cuget curat. La cina Domnului știți pentru ce? Pentru că desfărnicia noastră și meritul nostru de a lua cina nu vine de la noi, ci vine de la Domnul. Spălată în sângele Lui, odată pentru totdeauna. Reține, la cina Domnului vestim moartea Lui. Venim la cina Domnului având un cuget curat, spălat și curățit în sângele meu. De fapt, în raport cu standardul de neprihănire a lui Dumnezeu, oamenii fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc. Așa scrie Apostolul Pavel în Romani 2,15. Ei fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc. Pentru orice învinovățire care când vine la cina Domnului te acuză și orice învinovățire a cugetului, vreau să spun că sângele Domnului Iisus Hristos spală și curățește cugetul de faptele moarte. Ce n-a putut să facă nimeni niciodată este sângele Domnului Iisus Hristos și este lucrarea terminată de la cruce. Și astfel, la cina Domnului poți să vii având un cuget curat. Un cuget curat. Ce mai face în plus față de jertfele vechi testamentale? Jertfa Domnului Iisus, Galateni capitolul 3, versetul 13 și 14, este eliberare de blestemul legii. Rețineți, jertfele vechi testamentale doar atâta făceau. Aduceai un vițel, aduceai ceva, îl sacrificai, puneai mâna pe capul lui, era transferată vinovăția de la tine la el, era păcatul acoperit, dar nu era eliberat, nu avea putere să elibereze de blestemul legii. Pe când Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, și versetul 14, pentru ca binecuvântarea lui Avram să vină peste neamuri, în Hristos Iisus. Așa că prin credință noi am primit, să primim Duhul Făgăduit. E tine, jertfa Domnului Iisus Hristos aduce eliberare și harul Lui de orice dependență. Eliberare de frică, de anxietate, de îngrijorare, depresie, schizofrenie,
apăsare demonică care poate cauza infirmitate sau bol. Jertfele Vechi Testamentare nu puteau face nimic din acestea, dar jertfa Domnului Iisus Hristos aduce biruința și harul Lui. Este pacea cu Dumnezeu. Roman 5, fiindcă avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Este pacea sufletească după care tânjește fiecare om și pacea aceasta sufletească duce la vindecarea sufletului. Vindecarea emoțională. Vindecarea psihică de care medicina sau psihiatria nu poate să dea niciun verdict și niciun ajutor oamenilor. Stăteam de vorbă zilele acestea cu cineva, cu Lidia împreună, și îmi spunea că are probleme cu depresia și a stat și internată persoana respectivă, și medicii au dat tratament, au sedat-o, încât a ajuns o legumă. Atât știu să facă. Dar vreau să vă spun, dragul meu, vreau să vă dau veste cea mai bună. Harul și jertfa Domnului Iisus Hristos face lucrurile imposibile posibile. Tot ce este cu neputință la noi oamenii, este cu putință la Dumnezeu Tatăl. Slăvit să fie. Pe baza jertfei terminate de la cruce. Ceva mai glorios. Jertfele din Vechiul Testament nu vorbeau nimic de învierea trupului, de glorificare, de răpire, de eternitate împreună cu Domnul. Doar atât. Aduceai animalul la templu sau la cort, puneai mâna peste el, îl junghia, te duceai înapoi acasă. Dar Domnul Iisus Hristos a murit, a biruit moartea și boldul morții. Și avem nădejdea înviere, avem nădejdea răpire, avem nădejdea transformării la o clipă, la o clipeală de ori, dar vom fi în viață. O să vă mai spun ceva încă în plus față de... Sunt mai multe. Jertfa Domnului Iisus Hristos a adus răscumpărarea întregii creații. Va fi un cer nou și un pământ nou. Au nici un animal, milioane de animale, milioane de mei, milioane de țapi, milioane de bebeși care dacă s-ar fi sacrificat în Vechiul Legământ, nu puteau să facă un cer nou și un pământ nou. Noi așteptăm, după făgăduința Lui, un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănire. Am vrut să merg mai departe cu dumneavoastră, fiindcă la cina Domnului, noi nu celebrăm doar unul din cele mai importante sacramente ale Bisericii Creștine, ci la cina Domnului, da, celebrăm cel mai important sacrament al Bisericii Creștine. Celebrăm și vestim moartea Domnului Iisus Hristos până va veni El. La cina Domnului vestim toate acestea. Mărturisim neprihănirea noastră, sfințirea noastră. Închipuiți, doar gândește-te atât. La cina Domnului, când vii și ei pâinea aceasta și rodul viței, tu nu mărturisești condamnarea ta. Nu. Tu mărturisești neprihănirea ta. Mărturisești că am fost sfințiți, am fost făcut neprihănit. Și va zice cineva, bine, frate Ilie, dar cum merge cu umblarea de toate zilele? Umblarea de toate zilele este Geneza 17:3. Dumnezeu îi spune lui Avram, Geneza 17:3, Avram, umblă înaintea mea și fii fără prihană, să imediat. Imediat. Cine mă poate ajuta mai repede? Următorul verset, 4. Nu. 17:1. Da. Acolo, în zonă. 17:1. Cu trăirea în har și... Fiindcă oamenii sunt tare curioși dacă am voie sau n-am voie să păcătuiesc în har. N-aveți voie să păcătuiți în har. Nu, mă înțelegeți? Jertfa Domnului Iisus Hristos nu vorbește despre libertatea de a păcătui. Ci Dumnezeu îi spune așa lui Avram.
Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Aș vrea să ne apropiem de cina Domnului. Aș vrea să citim pasajul clasic 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23 la 33. Căci am primit de la Domnul și am învățat și anume că Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, exact așa cum facem și noi, luăm pâine. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Ce a făcut? A mulțumit. A frânt-o. Exact așa vom face și noi. Și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, tot astfel ce înseamnă? Ce a făcut la versetul precedent, da? A mulțumit lui Dumnezeu, da? Tot astfel a luat și un pahar și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Dacă suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii de alții. M-am uitat în dicționarul limbii române ce înseamnă a deosebi. A face diferența. Și astăzi am vorbit despre diferența dintre jertfele vechi testamentale și jertfa Domnului Iisus Hristos. Alea nu spune nicăieri că sunt desăvârșite. Erau consumate și valabilitatea lor se încheia când s-a stins focul pe altar. Pe când jertfa Domnului Iisus Hristos este veșnică, este răscumpărare veșnică, este sângele legământului lui Dumnezeu. Este o mare diferență și este o mare binecuvântare pentru toți credincioșii care pot să facă diferența. Este o mare binecuvântare. Pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos vorbește despre neprihănirea noastră, despre sfințirea noastră. Niciodată jertfa Domnului Iisus Hristos nu ne aduce aminte de păcatele noastre, cum făceau în fiecare an jertfele de Vechi Testament. Aș vrea să mă citesc încă o dată Evrei 10 cu 10. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. În versetul 28 din pasajul acesta din 1 Corinteni, Apostolul Pavel vine și spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cum să se cerceteze? Eu mă cerceteze în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și eu cred din toată inima și mărturisesc cu gura că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe cruce pentru toate păcatele mele. Sângele Lui m-a spălat și m-a curățit de orice păcat. Nu este nicio condamnare, nu este nimic, nicio vinovăție. Pe baza jertfei desăvârșite a lui Iisus Hristos la cruce, pentru faptul că este scris în Evrei 10 cu 14, am fost făcuți desăvârșiți odată pentru totdeauna. Eu așa mănânc din pâinea aceasta și iau din paharul acesta. De aceea vă îndemn cu toată dragostea, prea iubiții mei. La cina Domnului, noi mărturisim că sângele Domnului Iisus Hristos ne-a spălat și ne-a curățit de orice păcat. Am fost eliberat de orice vinovăție, de orice condamnare.
Știi ce a spus femeia prinsă în adulter, Domnul Iisus Hristos i-a arătat un mare har, legea o condamna. I-a spus, știi ceva? Unde sunt împărășii tăi? Nimeni nu te-a condamnat. Nimeni. Nici eu nu te condamn. Du-te. Trăiește prin har. Trăiește în iertare. Trăiește în spălarea nașterii din nou. Trăiește în lucrarea aceasta continuă a 1 Ioan 1:7 și sângele lui Iisus Hristos ne spală și ne curățește de orice păcat. La cina Domnului noi venim și mărturisim moartea lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun și vreau să mă apropii de încheiere. Credința creștină este o credință mărturisitoare. Noi folosim două pasaje din Biblie odată în viață. Știți care sunt acele? Romani capitolul 9, capitolul 10, versetul 9 și 10. Romani capitolul 10. Auzi, oamenii credincioși folosesc aceste două versete odată în viață. Romani capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Credința creștină este o credință mărturisitoare. Apoi botezătorul te întreabă dacă tu crezi în Dumnezeu Tatăl și pe baza credinței tale te-am botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci astea două versete, în majoritatea cazurilor, o singură dată în viață. Dar la cina Domnului, dragilor, noi la cina Domnului, mărturisim că noi credem ce credem. Noi mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi credem și mărturisim că la cina Domnului noi mărturisim neprihănirea noastră, sfințenia noastră, răscumpărarea noastră, răscumpărare veșnică. Da? Știți ce înseamnă răscumpărare veșnică? N-are termen de valabilitate. Are certificat de garanție veșnic. Iisus Hristos este acela și El azi și în viață. Răscumpărarea Lui nu este numai până mâine dimineață. Și mâine dimineață nu mai beneficiezi de ea. La cina Domnului noi venim și mărturisim răscumpărarea veșnică prin sângele Domnului. Până când? Până va veni El. Așa spune, până va veni El. Aș vrea să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, ne ridicăm cu toată biserica, eu cred în preoția universală, venim, luăm pâinea, așa cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 10, 11, și mulțumim cu toată biserica, facem frângerea pâinii, luăm paharul, mulțumim Domnului pentru sângele vărsat și apoi ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Ne rugăm cu toți.